În ultimele zile, rețelele de socializare s-au umplut de mesaje din partea bolnavilor cronici care nu reușesc să se programeze la vaccin prin intermediul platformei electronice. În cele mai multe cazuri este vorba despre persoane tinere, diagnosticate de ani de zile cu boli cronice, care însă s-au tratat de cele mai multe ori la privat, iar acum nu se regăsesc în baza de date, deși sunt eligibile pentru etapa a doua de vaccinare. Odată ajuns să mă programez pe platformă cu contul făcut, am decis să introduc toate datele și îmi apărea că nu mă încadrez în etapa a doua la boli cronice. Eu, figurând cu un prolaps de valvă mitrală cu recurgitare, sunt închis cu tonată meridian de creier. Am sunat la call center și adevărul e, spre surprinderea mea, că s-a rezolvat în sub 5 minute. Să mi-e programez pe toată părere boli cronică de peste 26 de ani și platforma îmi spune că nu este înregistrat cu boli cronice. Medicul de familie iară nu-și explică de ce se întâmplă astfel de lucruri. Ei nu doresc să programeze pacienții pentru că platforma merge îngrozitor de greu. Încerc să sun la numărul acela la call center, la fel, sunt de ieri. Ieri am stat o oră să sun în continuu, era ocupat. De când m-am trezit azi dimineață, sun în continuu și este ocupat. Autoritățile recunosc că există o problemă în sistem și susțin că se lucrează la îmbunătățirea platformei. E o situație care e în curs de rezolvare. Se fac niște fiabilizări în platformă de către colegii de la STS, în așa fel încât să se preia importe din baza de date a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate anumite afecțiuni. Există inclusiv o discuție și o situație vis-a-vis de pacienții care s-au tratat la privat și implicit nu erau înregistrați în sistem. Până acum, înscrierea pe platformă a mers foarte bine pentru persoanele peste 65 de ani, dar și pentru firme. A fost greu să vă programați pe platformă? Nu, am reușit foarte bine. A fost greu să vă programați pe platformă? Nu a fost greu, totul merge ok. A fost greu să vă programați? Nu a fost deloc greu, a venit din partea firmei. Din cauza numărului mic de centre de vaccinare din Timișoara, doar două, mulți dintre timișoreni sunt nevoiți să parcurgă zeci de kilometri până la Lugoș, Deta sau Sniculau Mare pentru a se putea imuniza cât mai repede.